crimă macabră la Strășeni. Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a omorât cu bestialitate tatăl de 63 de ani. Tragedia a avut loc marți seara. Potrivit poliției, crima a fost săvârșită în urma unui conflict între cei doi. Bărbatul și-ar fi lovit tatăl cu o bucată de lemn, apoi l-ar fi lăsat să zacă pe pat și a plecat. Când a revenit, și-a găsit părintele fără suflare, după care i-a povestit despre cele întâmplate unei vecine care a alertat poliția. Pe numele agresorului a fost deschisă o cauză penală. El a fost reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de până la 15 ani.